Bun găsit, dragi telespectatori! Antena 3 Iași este aici și rememorăm astăzi o pagină de istorie din care, așa cum veți vedea, aflăm, nu întâmplător, că în spatele unui om de stat, în spatele unui bărbat puternic, se află întotdeauna o femeie și mai puternică. O femeie despre care însă în spațiul public românesc s-a vorbit foarte puțin, s-a vorbit cu grijă, cu delicatețe, uneori, poate pentru a-i proteja propria delicatețe. Și mă refer acum la doamna Elena Cuza, cea care, ani de-a rândul, a stat alături de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, fiindu-i soție și înainte de domnia propriu-zisă a acestuia, și păstrându-i memoria decenii după ce acesta nu a mai fost în viață. Aceste lucruri însă, dar și multe altele pe care nu le cunoaștem, le vom afla astăzi în cadrul unui dialog incitant alături de doamna Aurica Ichim, directorul, managerul Muzeului Regina Maria din Iași, dar și un om foarte pasionat, iată, de o biografie exemplară. Bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră! Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră! Și vă felicit pentru că ați ales acest subiect, din punctul meu de vedere, foarte important și puțin cunoscut și poate pentru principesa Elena, doamna, pentru noi toți, o mare durere, fiindcă prima doamnă a României este pusă într-un con de umbră nemeritat. Ați spus foarte corect, dar și foarte frumos, prima doamnă a României. Da. Într-adevăr, a fost o doamnă în toate sensurile acestui cuvânt, pornind de la educația aleasă pe care a primit-o într-o familie altfel destul de strictă în privința creșterii copiilor și continuând de-a lungul unui destin exemplar prin ceea ce eu aș numi noblețea caracterului. Cum a început acest destin, doamna Aurica Ichim? Și vă întreb asta cu atât mai mult cu cât sunteți pasionată de personalitatea Elenei Doamna și ați contribuit la o serie de scrieri dedicate ei în care recuperați, de fapt, memoria istorică, dar și memoria afectivă a celor care au scris despre Elena Doamna. Vreau să vă spun că acest volum, Principesa Elena Cuza, Corespondență, acte și documente, e o lucrare, am realizat-o împreună cu regretata Virginia Isaac și ea, o mare doamnă, un arhivist foarte bun, și o pasionată a perioadei Unirii Principatelor și cu precăderea familiei Cuza. Într-o zi mi-a zis că nu va mai vorbi cu mine dacă nu ne apucăm să lucrăm și să scoatem un volum dedicat Elenei Doamna. Pentru că au fost mai deloc cei care să se ocupe de viața ei, a fost cartea Luciei Borș și atât, nu a fost decât un singur mod, da, de a putea să scoatem un asemenea lucrare, aceea de a scormoni arhivele, de a vorbi cu toți colegii din țară și, în final, să punem în acest volum toate scrisorile doamnei Elena Cuza către mamă, către prieteni și în felul acesta, prin notele la subsol, noi... De ce spun toate astea? Cine va citi acest volum, da? Scrisorile și corespondența doamnei, o va înțelege pe deplin și va înțelege că, într-adevăr, Elena Cuza, prima doamnă a României, a avut un rol al ei și, în afară de asta, noblețea, exact cum spuneți dumneavoastră, sufletească și un caracter extraordinar. Și numai dacă am spune următorul lucru, când mama o îndemna să se întoarcă de la Paris,
Acesta i-a spus, mama, și așa ești în vârstă, așa. De ce lași să-ți fie amărât sufletul cu tot felul de vorbe urâte? Așa. Și mai ales că toate sunt minciuni. Deci, ce caracter, ce tărie, ce putere de a răspunde atât propriei familii cât și celor din jur să înțeleagă că este, că a, să înțeleagă cei din jur că ea și-a înțeles menirea, că ea i-a înțeles pe cei din jur și știa că Alexandru Ioan Cuza are o misie și că un scandal, o despărțire, orice altă, eu știu, modalitate de comportament al ei sau intervenită în familie, nu ar fi făcut decât să se distrugă și să profite antiunioniștii și, cum spunea Cuza, să se distrugă ceea ce au clădit cu atâta sudoare. De unde a plecat? A fost pura întâmplare că a cunoscut-o Alexandru Ioan Cuza și la un bal. Mulți l-au acuzat că de fapt a ales-o să-i fie soție pentru poziția ei socială, pentru avere sau alte. Și Cuza răspunde atât de frumos, este ultimul lucru la care m-am gândit. Fiindcă nu a fost așa. Istoria, adică parcursul vieții celor doi arată că cea care i-a stat alături până la final, până în ultimele zile ale vieții, a fost principesa Elena Doamna. El, acum, știți ce a răspuns unei doamne? Că unor a leșat de bine să fie iubite, pe când principesei Elena îi stă bine de doamnă. Ei, deși de o parte și de alta, a fost un respect și a fost poate o prietenie și poate o dragoste mai puțin înțeleasă de unii care cred că doar frumusețea sau, eu știu, alte lucruri pot să determine o mariaj, o căsătorie. Ori știm că tocmai astea sunt atât de ușoare, atât de vulnerabile și atât de trecătoare toate. Ceea ce rămâne este această prietenie și această credință unul în celălalt. E foarte adevărat că există mai multe tipuri de iubire și în cazul oamenilor de stat, ceea ce lumea își dorește să afle întotdeauna și scormonește așa cu aviditate după acest mic negativ fapt existențial, e legat întotdeauna de amănuntele picante. Dar Elena Cuza rămâne în istoria României prin această atracție intelectuală magnetică pe care o exercita nu doar asupra lui Cuza, ci și asupra oamenilor de cultură ai vremii cu care a întreținut corespondență, uneori chiar în limba franceză, așa cum știm, pentru că ea a fost o mare ambasadoare a culturii franceze în spațiul românesc. Deci, cred că domnitorul a fost cumva sedus și de intelectul acestei femei, care era, spre deosebire de celelalte doamne din imediata lui apropiere, un partener egal, da, cu el însuși și de la care a avut mult de învățat. Pentru că ceea ce au reținut și istoricii și ați prins și dumneavoastră în această carte, dar și în alte studii pe care îi le dedicați, este însuși faptul că Elena Doamna a devenit exemplară chiar ca tip de comportament și l-a învățat pe Cuza cum să se comporte în anumite situații în care era vorba despre etichetă, da? Era vorba despre o gastronomie complexă și rafinată. Da? Inclusiv i-a dat sugestii în ceea ce privește noile legi pe care domnitorul le va impune în România Unită. Da, bine, să nu ne ducem așa spre altă latură. Eu aș spune că, într-adevăr, a fost o tovarășă bună, da? O prietenă adevărată și un om care l-a înțeles.
Cuvântul care l-am rostit, să știți că se găsește inclusiv în documentele lui Ștefan cel Mare. Nouă astăzi ne este greu să-l mai rostim din anumite considerente, dar el există. Să găsești un tovarăș de drum e greu. De viață e și mai greu. Elena, doamna, cum spuneați dumneavoastră, a învățat și vorbea foarte bine limba franceză. A fost un ambasador? Da, a fost un ambasador, pentru că atunci, atât cât a stat ea la Paris, a avut întâlniri, dar de la Paris pleca mereu în alte orașe din Europa, în alte țări, unde știa că sunt societăți, asociații, ce aveau ca scop realizarea Unirii Principatelor. Deci, iată, un ambasador foarte bun în afară, înainte de a crea Alexandru Ioan Cuza ambasadele din străinătate. A fost un diplomat, da, a fost un diplomat, a invitat-o Napoleon al III-lea să-i facă o vizită. În momentul când i-a spus că îi trimite o trăsură, că e să vină, așa, a refuzat categoric. S-a prezentat ca o adevărată doamnă a unui viitor stat, da? Adică nu a zis, nu este nevoie, da? I-a anunțat-o că va fi o întrevedere de 30 de minute. Ei, 3 ore și ceva durat toată conversația, fiindcă, într-adevăr, a avut și a făcut o impresie foarte bună lui Napoleon al III-lea și soției sale. Iar între ele, de altfel, după aceea, va rămâne o prietenie. Deci, iată, un ambasador foarte bun, un om de ținută, care a știut să facă față unor întrevederi la un asemenea rang, da? Corespondența cu oamenii de cultură, da, a fost foarte apropiat atât de Negri cât și de Vasile Alexandrii. A fost și cu Găliceanu, toți cei de atunci, dar apropiat a fost și cu Vasile Alexandrii, fiindcă puțini sunt cei care știu că Vasile Alexandrii i-a oferit manuscrisul Doimne, da. Balade și da. Lăcrămioare, iar fondurile au fost folosite pentru ridicarea azilului Elena Doamna. Deci iată că a știut și spre social să se ducă și am spune noi că ea este prima care pune bazele acestor așezăminte pentru fete. De asemenea, pentru copiii orfani, da, azilul Elena Doamna. Și urmărea, deci iată, era și un bun manager, nu neapărat că doar îl înființa aceste instituții, aceste societăți, ci se urmărea și cum se duce la bun sfârșit ceea ce se realiza acolo. Să știți că este corespondența anilor 1862, cred că, unde sunt scrise toate liste, sunt redate toate subscripțiile publice în care familiile din Principatea, din Moldova și Țara Românească donau bani pentru ridicarea acestui așezământ și chiar, obiecte care după aceea ele erau valorificate. Și să știți că între ele se află în lista aceasta, listele acestea, se găsește și numele lui tatălui lui Mihai Eminescu. Deci iată că Mihai Eminescu după aceea, când a scris atât de mult despre doamnă, dar mai ales despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza și despre abdicare și ce frumos spunea că va trece mult timp când această pată, da, palmă dată va fi uitată. Ei, cred că n-a fost uitată nici până în zilele noastre atâta vreme cât încă mai vorbim și cât vorbim și poate că vorbim prea puțin. Stimată doamnă profesor, să știți că mă uitam și spuneam câteodată, Doamne, oare ce-a mai putea scrie, oare ce-a mai găsi, pentru că a curs atâtea râuri de cerneală pe domnia lui Alexandru Ioan Cuza, personalitatea lui Cuza. Da, dar întotdeauna se mai găsește ceva. Și iar în ce privește principesa, prea puțin. Da, prea puțin și inegal, cumva. Da. Mă bucur că ați surprins această latură profund umană a doamnei, dar și a soției, care a știut foarte bine să-și înțeleagă partenerul de drum și de viață. Pentru că în
foarte apropiată a noastră contemporaneitate, a apărut și un interviu reeditat la Cartea Românească Educațional, ultimul interviu pe care principesa l-a dat atunci când se afla la Piatra Neamț, lui Vespasian Pelea, despre ultimii ani de viață ai lui Cuza, perioada petrecută în exil, suferințele lui morale, dar și suferințele fizice atroce pe care domnitorul le-a trăit și ca o formă de, nu știu cum să-i spun, nu neapărat autopedepsire, dar în orice caz ca o formă de extremă împingere a propriei existențe la limită. Or, Elena Cuza a avut această capacitate de a menține întotdeauna balanța între postura publică și viața personală. Nu a abdicat, da? Ceea ce am mai văzut și ulterior la foarte puține doamne, de fapt, aflate în imediata apropiere a eșichierului politic. Ați amintit activitatea ei caritabilă. Fără doar și poate, a fost o inovatoare în acest domeniu. Ea însă și-a donat fonduri foarte mari pentru crearea acestor așezăminte și a înțeles că ele au un dublu rol. Pe de o parte, de a-i găzdui pe acei orfani, fete și băieți, majoritatea fete, provenite, evident, din medii care nu le garantau nicio șansă la o viață demnă ulterior, dar și de a-i îngriji, așa cum se cuvine, pe cei suferinți, pentru că a găzduit aici și copii cu suferințe fizice de neimaginat în cazul familiilor nobile, precum aceea din care provenea familia Rossetti. Da? Aș face câteva referiri la prima parte când dumneavoastră îmi spuneați de cele două interviuri. Ea a dat doar două interviuri. Una lui Iorga, când a mers la Piatra Neamț împreună cu un grup de doamne de la Vălenii de Munte, și celălalt al lui Vespasian Pela. Și în unul și în celălalt, chiar dacă fiecare dintre ei mai puneau câte o întrebare mai incomodă, să știți că principesa s-a făcut de fiecare dată că nu aude. Și nu a răspuns niciodată cu alte cuvinte decât cuvinte de apreciere la adresa domnului. Din câte am sesizat eu, totdeauna s-a adresat cu prinț, cu domnul. Deci iată o formă prin care pe celălalt din față îl puneai la punct. Subtil. De altfel, să știți că în momentul în care revin, sunt atât de multe care îmi vin în minte privind caracterul ei, după ce a murit și Alexandru Ioan Cuza, iar ea se afla la Ruginoasa, regele Carol trecea să viziteze mănăstirile din nord și s-a oprit să o salute, iar ea, ce subtil răspuns, sau salut, zice, iartă-mă, prințe, că sunt obligată a vă primi singură. Deci este o aluzie fină la exil, este apoi o confirmare a faptului că e singură și pentru faptul că domnitorul a trecut în neființă. Cele două interviuri sunt de referință și pentru Vespasian Pela și pentru Iorga, iar Iorga a descris-o întotdeauna pe principesă extraordinar de frumos. Cred că este singurul la fel care îi face portretul așa cum ar trebui să-l aibă. Privind așezămintele, da, așa este, s-a ocupat. De ce vă spuneam că ea a parcurs toate? Fetele care învățau aveau grijă să fie și plasate la diferite familii. Deci nu doar faptul că erau învățat diferite meserii acolo. De asemenea, ceea ce ea vedea că lucrau fetele, ei, costume și tot ce făceau, le comercializau, obținea bani ca să meargă în continuare și să ajute. Ea este cea care va vizita bisericile și mănăstirile și a înțeles și a spus
că trebuie, era după ce știa foarte bine din raportul lui Odobescu privind secularizarea averilor mănăstirești, starea bisericilor, mănăstirilor și schiturilor, cum erau zugrăvite pe deasupra portretele adevăraților ctitori și în document scrie cu chipul unor personaje în șalvari. Ea este cea care spune că trebuie readuse, puse la loc de cinste într-o biserică, da, chipul ctitorului adevărat. Și la fel și în cazul acestor așezăminte, ca să nu le numim orfelinate, unde înțelege că trebuie să dai întâietate ctitorului și ca strategie de marketing, de management, de fapt, pentru a atrage și alți donatori. Sigur, și ea a văzut că există un adevărat tezaur, a văzut în ce stare erau piesele și obiectele de cult din aceste așezăminte religioase. A vizitat școlile de fete și la Iași au venit și le-a vizitat, se interesa mereu dacă au cărți, dacă au lemne de foc, în ce stare, dacă au profesori calificați care pot să predea. Deci și-a făcut cu cinste misia de doamnă. Și pornesc de la o afirmație pe care ați făcut-o, foarte exactă, dat fiind faptul că sunteți un om al documentelor întotdeauna, aceea că s-a ocupat de această latură profund feminină, să spunem, învățând în aceste așezăminte tinerele să coasă, să brodeze, să se ocupe de diverse arte care puteau să aibă drept rezultat produse manufacturate. În egală măsură s-a ocupat și de formarea, calificarea tinerelor, le-am spune astăzi, cadre didactice, de fapt învățătoare. A școlarizat acolo fete tinere din dorința ca acestea să meargă mai departe, inclusiv în mediul rural, și să școlarizeze, să ofere din experiența lor altora. Ceea ce este fantastic pentru vremurile în care a trăit și pentru o societate românească divizată încă între un model medieval și unul al modernității europene spre care tindea. Da, așa este. Ce se întâmplă? A venit legea prin care a fost introdus învățământul obligatoriu de 4 clase și gratuit. De aceea vă spuneam că ea se interesa întotdeauna dacă în școli sunt manuale. Deci avea grijă să vadă dacă această lege, dumneavoastră spuneați foarte bine că a stat în umbră, a avut o contribuție la legea instrucțiunii publice. Sigur. Deci iată, ea totdeauna s-a preocupat dacă sunt aceste manuale și dacă copiii vin la școală. E un lucru pentru atunci, un început de perioadă de modernizare a României, unde știm bine cu toții acum ce se întâmplă dacă școala nu merge bine, dacă instituțiile de învățământ nu au tot ce le trebuie, astfel și personal calificat și tot ce este. Da, așa este și principesa a fost acolo, a fost prezentă. Mai spuneați dumneavoastră că a adus model francez. Da, ea când s-a întors de la Paris a început să dea balurile la palat pentru a arăta și a ridica ceea ce înseamnă viața de la palat, cum trebuie să fie, invitați prietenii, apropiați, diplomații, corpul diplomatic a avut foarte mare grijă să aibă mereu întâlniri cu diplomații care veneau în principate să se intereseze cum merg lucrurile, ce se întâmplă, fiindcă a fost mereu tatonată această perioadă. Unii erau pentru, alții erau împotrivă, dar ea, iată, a fost foarte atentă și mereu îi invita și mereu avea discuții și prezenta bună prietenă cu Moș Costache, cum îi spunea, Costache Negri, da? Care era ambasadorul și era prietenul apropiat de la Constantinopole și care de altfel eu îl consider numărul unu în această perioadă, fiindcă a fost atât de drept și onest față de Cuza, față de perioadă, față chiar de neamul nostru. Că în momentul când i s-a propus să vină el pe tron, așa a rămas, ba chiar s-a simțit jignit pe această propunere care i-a fost făcută. Știți că în momentul în care Cuza era la Constantinopol primit cu toate onorurile, da, de sultan în spate,
se ducea o tratative ca negrii să fie adus pe tron, știți? Deci desfacerea unirii și nu recunoașterea unirii. Dar iată ce înseamnă să avem, să fi fost în acea perioadă mari oameni politici, mari diplomați, oameni care au știut să respecte aceste idealuri și au rămas credincioși idealurilor. Unii au fugit repede într-o parte sau în alta, știm asta de-a lungul istoriei, da? Dar iată că au fost câțiva care nu, printre ei se numără și negrii. Negrii care, de altfel, este și principalul fondator al Pinacotecii noastre de la Iași, pentru care am eu o dorință a mea să o văd din nou, numărul 1, puse acele tablouri pe simeze și care să arate că la Iași a fost prima pinacotecă și primul muzeu național de artă. Da, și dumneavoastră cumva sunteți întru totul în acord cu spiritul principesei Elena, da. Doamna, de fapt, pentru că ați înțeles și această menire pe care și ea în epocă a înțeles-o pe deplin, și anume cu cuvintele ei de data asta, nu facem destul pentru oamenii noștri, da. Căci aceștia sunt cei mai vrednici lăsați de Dumnezeu. Aici am parafrazat puțin, dar este din corespondența Elenei Cuza, da. Care ne arată cât era de apropiată de fapt și de cei năpăstuiți de soartă pe care i-a cunoscut încă din copilărie și cât de mult își dorea ca aceștia să evolueze, să aibă dreptul la un destin. Da? Da, vreau să vă spun că privind ceea ce afirmați dumneavoastră, e faptul că ea este cunoscută pentru faptul că întotdeauna veneau să-i ceară ajutorul. Diferite familii, diferite persoane care cereau ajutorul pentru câte un copil să fie susținut să meargă să studieze. Iar tot din carte veți găsi că la un moment dat cineva îi reproșează când era la Piatra Neamț, deci deja nu mai era domnul, ea nu mai era doamna țării, și spune, de ce îți tot cârpești ciorapii, rochile și astea, când ai putea să-ți cumperi unele noi? Și ea răspunde atât de calm și frumos, de ce să vi trecesc un suflet oropsit care vine la mine să-mi ceară ajutorul? Pentru că îmi face eu o rochie nouă. Deci aici se vede extraordinar. Când ea intervenea, pe urmă, intervenea la fratele ei, intervenea la persoanele pe care îi cunoștea, cei care se duceau și îi cerea ajutorul, ea de fiecare dată sărea și îi ajuta să meargă, să învețe, să studieze sau eventual să iasă din vreo năcaz pe care îl aveau. Da, a avut cumva și această perioadă de retragere, de fapt, da. Din viața publică, în care a trăit într-un fel de pusnicie autoasumată, în, da. Amintindu-și ceea ce a fost important în trecut, pentru că ea nu a trăit niciodată cu sentimentul gloriei sau da, nu a luxului. Nu o putem bănui de glorie și de lux. O cunoașteți și foarte îndeaproape pentru că v-ați ocupat an de-a rândul de Muzeul Unirii din Iași. Da? Da. Ce a însemnat pentru muzeograful de data aceasta, Aurica Ichim, contactul cu obiectele care amintesc de familia Cuza, cu obiceiurile acestei familii? Da? Eu am fost conservator. Rolul unui conservator este extraordinar. Misia este extraordinară, dar și privilegiul, faptul că îți oferă viața șansa aceasta de a avea în mână un document, da? Avea o carte și mai ales avea un obiect personal a unei mari personalități, a țării. Da, la Muzeul Unirii se află atât ceasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cât brățara care observați în această fotografie și în alte fotografii se vede, este o brățară din aur cu email și în momentul când făceam câte o expoziție și o scuteai de la locul unde era păstrat și o puneai în expoziție, te treceau toți fiorii și îți venea prin minte
așa fragmente, crâmpeie, când ți-o puteai imagina la un bal, când ți-o puteai imagina așa și mai ales ți-o poți, întotdeauna m-a fascinat faptul că singurul portret pe care l-are doamna este cel făcut de Teodor Aman la deschiderea azilului Elena Doamna, fiindcă ea a înțeles că ctitorii trebuie într-adevăr să-și aibă portretul. Este doar atunci a stat, i s-a făcut acest portret, se vede această brățară și e atât portretul cât și alte fotografii certifică și originalitatea piesei și piesa la fel certifică, deci se intersectează. E nemaipomenit să fii într-un muzeu și să poți să ai acest noroc să atingi aceste obiecte, numai că eu am prins și perioada în care nu le scoteai, le păstrai cu 7 lacăte și așa mai departe. Ei, după aceea am avut o colaborare și o prietenie extraordinară cu Sorin Iftimi și cu alți muzeografi și atunci am putut să le scoatem și să le prezentăm publicului. Degeaba le ținem acolo dacă nu le prezentăm și dacă publicul nu poate și el la rândul să se bucure și să le vadă, să le admire, bineînțeles, cu condiția ca să le asigurăm siguranța și să știm că și alte generații se vor bucura de acest privilegiu să le vadă, să le admire, să le prețuiască. Sunt obiecte care denotă eleganță și rafinament. Două coordonate, de fapt, esențiale ale personalității Elenei Doamna. Ați amintit de portretul lui Teodor Aman. E un portret în care vedem o femeie determinată, hotărâtă, pe care unii biografi mai puțin cinstiți, să zicem, au acuzat-o așa de o timiditate, ba chiar de un complex al inferiorității, pe care eu cred însă că și le-a depășit tocmai din pricina faptului că istoria s-a grăbit puțin peste destinul ei. Da, într-adevăr, mereu s-a tot scris și s-a vorbit că nu a fost o femeie frumoasă. De nenumărate ori am stat cu fotografii originale în mână și m-am uitat la chip. Noi nu avem răbdarea să îi analizăm și ochii, și trăsăturile feței, și gura, și mâinile, și gesturile, și toate. Imediat, la prima vedere, dragoste la prima vedere și punem o etichetă. Coafiura pe care doamna Elena Cuza a purtat-o a fost la îndemnul împărătesei Eugenia a Franței. După aceea, toaletele și le-a făcut la aceeași casă de modă. Culorile ei preferate erau alb, roz, turcoaz, iar florile ei preferate erau violetele de Parma. Deci dacă spunem și le adunăm pe acestea toate la un loc, îi vedem cu adevărat eleganța și noblețea și acea simplitate care de foarte multe ori este foarte costisitoare, dar simplitatea ți arată cu adevărat cine ești de fapt. A știut să se îmbrace frumos, elegant, să fie elegantă și să fie un model pentru celelalte doamne. Asta că dumneavoastră spuneați de răutăți și de doamne care îl înconjurau, eu mă transform așa într-un avocat înfocat al demnității domnitorului Alexandru Ioan Cuza și totodată o justific pe principesă de ce a avut acest comportament în a-l apăra în permanență. Că se spune că atunci când Alexandru Ioan Cuza intra în saloane, începea să se audă un foșnet de jupoane, știți? Așa. Și de ce să nu? Așa. Probabil ascultătorii și privitorii acestei emisiuni vor înțelege ce am vrut să spun. Și tocmai aici, principesa, într-unul din aceste interviuri, spune că nimeni nu are voie să-l judece pe prinț. Eu sunt singura care am dreptul să-l judec și să-l iert. L-a judecat, dar l-a iertat. L-a iertat, fiindcă la 7 ani, când a plecat incognito, total, la Ruginoasa,
a scos-o semintele. Singura a stat în biserică și le-a spălat, le-a pus într-un săculeț de mătase albă, apoi le-a pus într-un sicriu mic comandat de, de Vasile Alexandrii și la ieșire și în drumul spre Piatra Neam spune: mi-am făcut și ultima datorie față de prinț. Ei, cât de mult poate să spună acest gest și cât de mult pot spune aceste cuvinte? Ca și celelalte gesturi pe care le-a făcut. O femeie care nu a avut copii și totuși a ales să-i crească și să-i trateze pe cei doi fii ai lui Cuza ca pe proprii copii. Și a fost mai mamă ea decât cea care le-a dat viață. Decât cea care le-a dat viață. Sigur. Da. Și să știți că totul s-a decis, adică pentru primul băiat, pentru Alexandru sau Sasha, cum îi spuneau ei, dacă refuzul a fost total la București, ea a plecat la Ruginoasa, el a venit după ea împreună cu Sasha, l-a trimis așa pe copil cu un buchețel de flori spre ea, a fost de neclintit în decizia ei, dar în timpul ăsta a venit un grup de săteni din Ruginoasa să îi mulțumească pentru lege, să îi mulțumească pentru ce a făcut, așa cum este primit un șef de stat, ca să spunem, și discuțiile care ea a avut. Ea, de sus, de la balcon, a ascultat toată această conversație și, încă o dată, a dat dovadă de înțelepciune și diplomație și răspunde când el intră: nu trebuie să-mi spui nimic. În timp ce tu îți faci o datorie de sânge, eu îmi fac o datorie de onoare. Ei, tot la fel, răspuns scurt, fraze scurte, dar care au spus totul. Și atunci a înțeles să ia pe cei doi copii, a înțeles toată povestea, s-a ocupat de ei, da? S-a ocupat cu Baligod Ben, care era secretarul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și care știa foarte bine și istoria noastră, și s-a ocupat chiar și după moartea lui Cuza de copii. Din păcate, copiii au avut soarta pe care au avut-o. Nu putem învinui pe doamna, nu-l putem învinui pe domn, așa a fost. Pentru că destinul are suișurile și coborâșurile lui. Da. Și în orice caz, destinul României, al României moderne, este, iată, amprentat și de personalitatea elegantă, rafinată și de plin culturală a Elenei Doamna. Vă mulțumim, distinsă doamnă, pentru aceste detalii și vă dau cuvântul în încheiere. Stimată doamnă profesor, aș vrea să spun doar atât. Ea a dorit să fie mormântată la Solești, asta pentru a îndepărta multe discuții este. A fost la Solești pentru că știa precis că osemintele Domnului n-au să rămână la Ruginoasa și vor fi aduse la Iași. Ea a prevăzut cu mult înainte ceea ce avea să se întâmple după un număr de ani. Și a dorit să fie la Solești înmormântată. Apoi, asta se găsește și eu am găsit niște informațiile în presă scrisă și în chiar dorința ei unde să fie mormântată. A vrut să fie mormântată simplu, așa, dar iată că oamenii vremii au spus foarte bine că nu se cade, trebuie să îi se ofere onorurile care trebuie, fiindcă a fost doamna, prima doamnă a țării. Așa au fost onoruri, a fost mormântată la Solești. Dar când mitropolitul îl întreabă pe episcopul de Huș, și zice că când au tras clopotele ca să afle și pădurea și râul și muntele, că a murit principesa Elena Doamna. Și n-a murit doar o simplă principesă, a murit și o mare sfântă pe care a avut-o acest neam, pentru că au fost puse în balanță atât actele de caritate, cât și acest talent al ei de a fi un mare diplomat, o mare doamnă și o soție devotată și o mamă devotată pentru cei doi copii, chiar dacă ea nu le-a dat viață. Sunt încântată și bucuroasă că am fost invitată a dumneavoastră, că am putut să spunem celor care ne vor urmări cine a fost Elena Doamna. I-aș sfătui pe toți care au
această posibilitate să o așezăm și pe ea, pe acel soclu pe care îl merită, fiindcă merită și prima doamnă a românilor un soclu al ei unde să fie așezată și să știm că de acolo încoace vin celelalte doamne ale țării. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru că, de fapt, ne-ați oferit puterea, tăria și eleganța unui exemplu pe care, dacă publicul l-ar cunoaște pe deplin, poate că ar modifica puțin tot ceea ce înseamnă ideea despre femeie la ora actuală. Da? Vă mulțumesc și sper, dragi telespectatori, că pledoaria noastră a fost convingătoare și că vă vom determina să deschideți și alte cărți, alte documente, pentru că, iată, nicio lespede de piatră, de fapt, nu poate să țină zăgăzuite acolo tăria și noblețea unui caracter puternic, așa cum a fost cel al Elenei Doamna. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție specială, așa cum v-am obișnuit, de luni până vineri, începând cu ora 17:20. Pe curând!